ziua, bine ați venit să fiți alături de noi. Vă pot spune că cele două proiecte au activități comune, titluri asemănătoare, numai că diferă structura unde s-au realizat aceste activități. Astfel că primul proiect este extindere, dotare și modernizare compartiment primiri urgențe, iar cel de-al doilea este extindere, dotare și modernizare ambulatoriu de specialitate. Primul obiectiv este amplasat apropiat de structura existentă deja, este o extindere pe verticală. În 2016 a fost prima inaugurare a acestei structuri, dar mai avea nevoie de completări. Practic am cununat tot ceea ce avem noi acum. Astfel că, ca și scop al proiectului, este scurtarea timpilor de reacție ai personalului și creșterea calităților serviciilor medicale din această structură. Extinderea conține, conform ordinului 1706, care prevede administrarea și funcționarea compartimentelor de primiri urgențe și a unităților de primiri urgențe, prevede spații auxiliare, cum ar fi săli de ședințe de întrunire lunară, periodică a personalului și de training, depozite vestiare, astfel că prin această investiție s-a realizat un circuit al personalului, astfel că personalul care intră în tură, intră printr-o intrare de afară, se schimbă de hainele de lucru, după care coboară în secție pentru a prelua tura. Referitor la timpii de scurtarea timpilor de reacție a personalului, s-au investit în două manechine de tip complex, avansat, portabile, un corp de nou-născut și altul de 5 ani, pe care, datorită softului din dotare, personalul medical se poate antrena, acestea simulând 12 scenarii de urgență, astfel că personalul medical mediu și superior, adică asistenți și medici, conform protocolelor aflate în vigoare, pot să simuleze diverse situații de urgență.